suntem, cred că, în singura locație care are ca și specific fructe de mare. Mai greu găsești pe partea de vest, să spunem, locații dedicate acestei zone, nu să spun zone, din propriu spus, acestui tip de meniu dedicat fructe de mare, pește. E, în Oradea, iată, există o locație, Taverna Fructelor de Mare, care 20 de minute de acum încolo ne va fi gazdă și unde mai pui colac peste pupăză, se întâmplă și un super party în cel mai pur stil grecesc. Taverna Fructelor de Mare, Oradea, gazda noastră, 20 de minute de acum încolo, vizionare plăcută! Mare, frumos și plin de lume, de viață, mai cu seamă. Taverna Fructelor de Mare. Ați văzut câteva imagini surprinse de colegul meu, Dănuț Vasilcin, și vorbim despre tot ce înseamnă Taverna Fructelor de Mare, acest prim loc în care fructele de mare și peștele sunt la putere aici în Oradea. Oare cu cine stăm de vorbă? Mă numesc Naomi. Hai să-i lămurim pe cei care se uită la noi. De când Taverna Fructelor de Mare aici în Oradea, unde se află? Povestește-mi, Naomi. Taverna Fructelor de Mare s-a deschis în luna martie. Proaspătă, deci povestea e proaspătă. Da, e foarte proaspătă, încă multă lume nu știe despre noi, încă nu au aflat. Unde sunteți? Amplasați cu locații. Suntem în cartierul Cantemir, chiar deasupra poștei, asta le spun tuturor. Unde e Taverna Fructelor de Mare? Deasupra la poștă, în Cantemir, așa știe toată lumea. E celebră poșta asta din Cantemir. Poșta știe toată lumea unde ești. Dacă spun deasupra poștei... Știe toată lumea. Da. Ce capacitate are locația, Naomi? Are toată lumea poate mânca? 144 de locuri. 144 de locuri? Da. Adică nu v-ați încurcat, nu la o mânuță de oameni le dați de mâncare, ci la multă lume puteți da de mâncare. Păi dorim să dăm la cât mai mult. Totuși, ardelenii, știi cum e ardeleanul, până nu-i pui fleica pe masă, nu-i sătul. Dar uite că încercați să educați și din punctul ăsta de vedere, să veniți cu, iată, partea asta de poveste numită fructe de mare, pește, și să le cultivați gustul în această direcție. Da. Și cam câte feluri de pește serviți, dacă știi să-mi spui,
soiuri de pește, nu știu, dacă știi să-mi spui. Avem păstrăv, doradă, până și rechin la grătar avem. Rechin la grătar? Dar de ce n-am știut eu până amu? Să încerc și eu un rechin la grătar, că n-am mâncat în viața mea. Hai că poate mă pun bine pe lângă bucătar și îți face. S-am văzut paelia, paste cu fructe de mare, deci o sumedenie, un meniu foarte bogat în această direcție și lucrul ăsta cumva, iată, vă face să fiți o locație demnă de atenție, pentru că nu e ușor lucru să vii în permanență în fiecare zi cu produse proaspete, cu pește proaspăt, cu fructe de mare proaspete. Vă obligă mult lucrul ăsta. Da, într-adevăr, lucrul acesta ne obligă să fim tot timpul pregătiți, să avem tot timpul fructe de mare și pește proaspete, bineînțeles și rețete noi.